bugetul pe anul 2015. Eu vă spun că avem o problemă mare cu bugetul ăsta. E o gaură neagră în locul bugetului. Da? Pentru că ce face Victor Viorel de o bună bucată de vreme? Pomeni electorale. Și promisiuni fără număr. Ca în manele pe care le ascult. Fără număr. Fără număr. Ori calculele noastre a specialiștilor Alianței Creștini Liberale ne spun că e vorba de 15 miliarde. 15 miliarde gaură în bugetul pe 2015. I-am cerut premierul să-l prezintă. Așa cum e firesc și cum anul trecut pe vremea asta se cam întâmpla. Era deja prezentat bugetul pe anul viitor. Cel puțin proiecția de buget. Anul ăsta nu s-a întâmplat nimic. Știți de ce? Pentru că nu-l are. Pentru că nu are nici bani, nu are nici proiecția. N-are nimic. N-are nimic. Și Gabriel Liceanu avea dreptate când spunea că premierul actual, Victor Viorel, se comportă ca un copil. Când e pus la butoanele unei rachete. Cam așa e Victor Viorel azi. Dar să știți că pentru Victor Viorel e explicat. De ce? Omul ăsta gândește cam așa. Dacă n-ajung la Cotroceni, oricum ies definitiv din viața politică. Și așa, Viorel, ieși definitiv. Dacă ajung la Cotroceni, sarcina revine viitorului premier. Cu alte cuvinte, el iese bihlabele situații. Cine iese prost din ecuația asta? Țara. Țara iese prost